Există situații mai puțin plăcute în viață atunci când copiii și părinții ajung la cuțite. Ba chiar se judecă prin tribunale, certurile încep de la bani, evident. Vorbim acum despre copiii de la Hollywood care au apelat la instanțele judecătorești pentru a-și recupera averile din mâinile părinților. Iată cine sunt aceștia. Rolul din seria Singur acasă l-a făcut milionar pe Macaulay Culkin la o vârstă fragedă. Din nefericire, averea care a venit la pachet cu faima i-a adus probleme mari în familie. Când Culkin avea 15 ani, părinții lui s-au despărțit. Mama lui încerca să folosească o parte din câștigurile de 17 milioane de dolari pentru a-și cumpăra o casă. Așa că Macaulay, cu ajutorul avocatului său, și-a dat în judecată părinții pentru a fi independent. Cei doi părinți au pierdut custodia băiatului. În cele din urmă, contabilul familiei, Billy Bretner, a fost însărcinat cu managerierea finanțelor starului până la vârsta de 18 ani. Într-o petiție judecătorească pe numele mamei sale, Misha Barton declara că cea care i-a dat naștere, Nuala Barton, i-a luat toți banii strânși de-a lungul carierei sale. În plus, aceasta s-a folosit de numele Mishei pentru a face profit, fără însă ca fiii ca ei să aibă vreun beneficiu. Misha a fost pâinea și untul pentru întreaga familie, spunea fostul asociat al lui Barton în 2013. Ca orice om normal, Misha plătește chirie, în timp ce părinții ei au cumpărat o casă de 7,8 milioane de dolari în California, o locuință mult prea mare, plătită din banii fiicei, a adăugat acesta. În 1998, cântăreața Leanne Rimes intenta un proces împotriva tatălui ei, Wilbur C. Rimes, dar și fostului co-manager, Lyle Walker. Aceasta susținea că cei doi au cheltuit peste 7 milioane de dolari din averea sa. După ce tatăl ei a dat-o în judecată, cei doi s-au împăcat și cazul a fost soluționat. Cunoscut pentru rolul său din serialul Different Strokes, Gary Coleman a câștigat milioane de dolari pentru portretizarea lui Jackson. Averea lui însă a fost decimată de familie. Acesta și-a dat în judecată în 1989 atât părinții cât și managerul pentru gestionarea greșită a banilor. Și actrița din Gossip Girl, Leighton Meester, și-a dat în judecată mama. Vedeta îi trimitea lunar 7500 de dolari pentru a acoperi facturile medicale ale fratelui său. Mama ei, Constance, îi folosea însă pe operații estetice.